Accesul în mina Slănic se face acum doar cu microbuzul, după o călătorie spectaculoasă de aproximativ un sfert de oră prin galeriile subterane. Începuturile istoriei Salinei datează din jurul anului 1685, an în care spătarul Mihail Cantacuzino și-a dat seama că în regiune se află un important zăcământ de sare și astfel, vrând să deschidă o mină, a cumpărat întreaga moșie Slănic. Din documentul care consemnează tranzacția, mai reiese faptul că înainte de anul 1685 au existat vechi ocne de sare, dar de mici adâncimi. Încă de când cobori în salină, ai impresia că ești în mijlocul unei povești dintr-o carte SF, a cărui acțiune se întâmplă într-un oraș subteran. Aici se găsesc locuri de joacă, locuri de relaxare, sunt chiar și spații de dormit, loc de mâncat, biliard, ping-pong și multe alte lucruri. Începând cu anul 1943, s-a deschis spre vizitare Mina Unirea, cu un număr de 15 camere, toate cu profil trapezoidal. Exploatarea s-a făcut până în anul 1972, iar de atunci este destinată exclusiv circuitului turistic și tratamentului medical. Adâncimea maximă a minei este de 217 metri, suprafața totală fiind de aproximativ 80.000 de metri pătrați. Înălțimea unei săli este de 70 de metri, iar circuitul se desfășoară în jurul enormului pilon de susținere. Înălțimea galeriilor este cea care te copleșește și această formă de trapez este asemănătoare cu forma unei mari catedrale. Este superb, iar aerul este izbitor de sănătos. Temperatura constantă de 12 grade tot timpul anului, umiditatea de 50%, compoziția aerului bogat în ion de sodiu, presiunea atmosferică cu 18-20 de milimetri coloană de mercur mai mare decât cea de la suprafața solului, lipsa factorilor alergeni creează un microclimat special, constituind un mijloc natural de tratare a afecțiunilor respiratorii. Eficiența acestui microclimat a fost descoperită cu peste 100 de ani în urmă. Iar pentru cei care sunt împătimiți ai tehnicii moderne și nu pot sta fără Facebook, Instagram sau în general fără telefonul mobil, să știți că aici este acces la internet. Terapia cu aerosol salin sau salinoterapia se numără printre cele mai eficiente tratamente în afecțiunile respiratorii. Curele în salină pot calma tusea fumătorilor, astmul bronșic, pot vindeca sinuzitele și sunt recomandate în tratamentul rinitelor alergice.
aerul sărat stimulează eliminarea secrețiilor de la nivelul bronhiilor și, odată curățată zona, se reduc inflamațiile și iritațiile prezente pe căile respiratorii. Prin inhalarea aerosolilor salini, care sunt absorbiți și de piele, se rezolvă mai multe probleme de sănătate în același timp. Scap de tuse, de simptomele neplăcute ale sinuzitei, iar dermatitele alergice și semnele psoriazisului se reduc până la vindecare. Așa e câteodată când ești la muncă, te mai sacrifici și trebuie să te mai distrezi. Dacă ești sănătos, dar te simți obosit și fără vlagă, tot terapia cu sare te pune pe picioare. Cura salină reactivează sistemul imunitar, îi crește rezistența la stres și îl protejează de infecții. Testele specifice de puritate arată că, în salina Unirea, din Slănic, Prahova, poate fi respirat cel mai curat aer din lume. Salinoterapia are și contraindicații, printre care amintim afecțiunile contagioase și bolile cardiace, precum și hipertensiunea arterială. Cura la salină trebuie recomandată de un medic pneumolog sau de recuperare medicală. Sunetele ambientale fac legătura cu lumea de afară și fac ca sentimentul de angoasă și de anxietate să dispară pentru cei claustrofobi. Din fericire, natura a fost foarte darnică pentru noi românii, așa că vă sfătuiesc să mergeți să vizitați orice salină aveți în împrejurime. Merită cu siguranță. Numai bine!